Bun găsit! În ocazia aceasta doresc să vorbim împreună despre rugăciune în două elemente fundamentale pentru o înțelegere corectă cu privire la rugăciune. Cum să ne rugăm și când îi face plăcere lui Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Așez pe fundamentul biblic cuvintele pe care vreau să le spun. Citesc în Evanghelia lui Matei, la capitolul 6, cu versetul 7. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Rugăciunea aduce inima într-o comuniune strânsă cu Dumnezeu. Chiar înainte ca rugăciunea să fie înălțată, înainte ca pornirea inimii să fie manifestată, Harul Domnului Hristos este în întâmpinarea Duhului care lucrează asupra sufletului omenesc. Există, din partea Duhului Sfânt, o acțiune specială despre care Sfânta Scriptură ne amintește, până acolo încât chiar Duhul Sfânt ne învață cum trebuie să ne rugăm. De aceea, lucrul pe care trebuie să nu-l uităm niciodată este bucuria pe care o avem de a lăsa ca Duhul Sfânt să se manifeste plenar, zilnic, în viețile noastre. Rugăciunea zilnică este elementul pe care trebuie să-l urmărească fiecare credincios. De ce? Pentru că avem nevoie de comuniunea cu Dumnezeu. Dacă dorim să dezvoltăm un caracter pe care Dumnezeu să-l accepte, este nevoie să ne formăm obiceiuri corecte în viața de fiecare zi. Ar putea fi rugăciunea noastră un obicei, poate să devină o obișnuință și nu o necesitate? Lucrul acesta ar putea să fie destul de delicat pentru a-l înțelege corect. Știm doar un singur lucru, că rugăciunea trebuie să fie zilnică. Când spun zilnică, mă exprim în sensul biblic al înțelegerii de pline, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea noastră zilnică urmărește să ne elibereze de egoismul nostru. Pentru că dacă nu ne vom ruga la Dumnezeu, se va manifesta plenar în viața noastră egoismul. Iar eu-ul nostru trebuie să fie predat complet. Din cauza aceasta, este important să descoperim cum să ne rugăm, în așa fel încât să fim eliberați de egoismul care este în viața noastră. Ce formă trebuie să aibă rugăciunea? Spuneam în ocazia trecută, este important ca rugăciunea să fie înțeleasă de către noi sub forma unei conversații cu Dumnezeu, așa ca și când am vorbit unui prieten. Adesea, vom avea simțământul plăcut și fericit al prezenței Domnului Hristos în inima noastră, ca răspuns venit tot din partea unuia care dorește într-adevăr să fie prietenul nostru. În sensul acesta, El ne va vorbi. Ne va vorbi într-un mod personal despre tainele sale. Și din cauza aceasta, putem spune că este cel mai frumos lucru pe care îl poate trăi cineva. Să-i vorbească lui Hristos și să-l audă pe Domnul Hristos vorbindu-i într-un mod personal. Pentru că exprimarea rugăciunii noastre trebuie să fie la modul personal, trebuie și răspunsul pe care îl primim tot în mod personal să fie. De aceea, este important pentru noi să știm că pentru rugăciune este nevoie de timp. Este nevoie de timp de calitate. De aceea, nu trebuie să fim grăbiți. Și mai ales, nu trebuie să fim nepăsători în rugăciune. Pe de o parte, este extrema grăbirii. Pe de altă parte, este nepăsarea. Ca formă esențială în exprimarea rugăciunii, trebuie să avem în vedere sinceritatea. Uneori descoperim că ne rugăm, dar nu simțim nevoia lucrurilor pe care le cerem. Sinceritatea rugăciunilor va fi dovedită de rigoarea efortului pe care îl fac de a ne supune lui Dumnezeu și, în același timp, de a fi ascultători voinței sale. Este un lucru pe care trebuie să-l descoperim
că în măsura în care noi ne rugăm la Dumnezeu, El ne dă răspuns. De aceea, la fiecare pas. Putem renunța la obiceiurile și la asocierile periculoase pe care le putem face, crezând că Domnul Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, ne poate da putere să biruim. De aceea, în conținutul rugăciunilor noastre, noi trebuie să cerem lui Dumnezeu putere pentru ceea ce știm că ne frământă, că ne preocupă. Și în același timp, trebuie să urmărim răspunsul pe care El ne-l dă. Prin rugăciune sinceră, noi intrăm în legătură cu Cel Infinit. Este un privilegiu mai mare decât acesta. Este adevărat că nu totdeauna putem observa o dovadă vizibilă a legăturii noastre cu Cel Preanalt. Dar, chiar dacă nu observăm o dovadă vizibilă, aceasta însă se poate realiza, se poate simți, se poate sesiza în atmosfera aceea plină de pace pe care doar Dumnezeu o poate da ca răspuns la rugăciunile noastre. Poate că nu întotdeauna simțim răspunsul la rugăciune. Poate că nu avem nicio dovadă vizibilă, așa cum ne-am dori, dar aceasta nu este o dovadă a faptului că Dumnezeu nu ne ascultă. Poate că nu simțim atingerea lui Dumnezeu în mod evident în viața noastră, dar trebuie să fim convinși de brațul Său ocrotitor, care se manifestă cu iubire și cu o înțelegere tuioasă. Nici o rugăciune sinceră nu poate să fie rostită de pe buzele noastre fără ca Tatăl Ceresc să nu observe îndată nevoia. Și mai ales, bucuria este că are și soluția mai dinainte pregătită pentru lucrul acesta. Domnul Iisus sublinează importanța sincerității inimii noastre, deoarece noi suntem ascultați pur și simplu pentru vorbele noastre goale, în niciun caz. Prea Iisus nu îl impresionează cuvintele, nu îl impresionează vorbele goale, ci Dumnezeu este sensibil la sinceritatea în care exprimăm nevoia pe care o avem, la dorința pe care o așezăm înaintea Lui pentru împlinire. Există modalități asupra cărora putem să ne orientăm cu privire la modul în care să ne exprimăm rugăciunea. Putem să ne rugăm cu mintea. Putem să ne rugăm în Duhul, așa cum Apostol Pavel în Epistola către 1 Corinteni 14, cu versetul 14 la 18. Putem spune vorbe, putem exprima gânduri, putem exprima simțămintele noastre. Putem să ne rugăm cu suspine. Adică putem să înălțăm o rugăciune fără să nu folosim niciun cuvânt omenesc. Ne spune Pavel în Romani, capitolul 8, cu versetul 29. Știind că Duhul va aduce acele cereri care nu vor fi auzite înaintea niciunui om, va duce Duhul Sfânt înaintea lui Dumnezeu. Și cât de frumoasă este imaginea aceasta a Duhului Sfânt care reușește să înfășoare în frumusețea desăvârșirii sale cuvintele, gândurile sau simțămintele noastre. Chiar dacă nu pot fi auzite, aceste rugăciuni sunt cunoscute de Dumnezeu și sunt aduse prin Duhul Sfânt înaintea lui Dumnezeu. Poate că sensul acesta este puțin mai greu de înțelegere, dar Sfânta Scriptură ne spune că Duhul Sfânt este într-o colaborare directă, atât cu noi, cât și cu Domnul Hristos care dorește, care așteaptă și care este gata să împlinească rugăciunile noastre. În sensul acesta, putem să ne bucurăm pentru că nu suntem singuri, chiar dacă nu avem o experiență în ale rugăciunii. Noi putem să așteptăm în tăcere intervenția lui Dumnezeu. O metodă specială pe care Sfânta Scriptură o prezintă ca formă a rugăciunii este cântarea. Cântarea înaintea Domnului este o exprimare foarte frecventă întâlnită în Cartea Psalmilor. Chiar și
Noul Testament vorbește despre rugăciune ca fiind cântare. Oricum ar fi, rugăciunea zeloasă către Dumnezeu va fi întotdeauna însoțită sau, poate uneori, de post. Rugăciunea și postul sunt două elemente care trebuie să fie înțelese într-un mod cu totul și cu totul special. Pentru că, din nefericire, uneori accentul se pune mai mult pe post decât pe rugăciune. De aceea, în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, în cartea lui Ezra, în cartea lui Neemia sau în cartea lui Daniel, cât și în Noul Testament, în Evanghelia lui Marcu sau Luca, în Faptele Apostolilor, suntem învățați ca împreună cu postul să nu neglijăm rugăciunea, ba chiar să fie motivația rugăciunii ca o consecință a postului nostru. Rugăciunea serioasă trebuie să fie întotdeauna în atenția noastră, pentru că putem să descoperim ca o atitudine a multora dintre noi că uneori ne rugăm înaintea lui Dumnezeu fără să conștientizăm că aceste cuvinte pe care le exprimăm lui sunt înaintea lui Dumnezeu și uneori spunem cuvinte fără să le simțim nevoia. Trăsăturile rele din caracterul nostru trebuie să fie biruite cu rugăciuni serioase, cu rugăciuni stăruitoare și cu umilință înaintea lui Dumnezeu, simțindu-ne, de fapt, neputința, fără harul lui special pentru biruirea slăbiciunilor noastre. Cu siguranță că ați auzit o parte dintre dumneavoastră această exprimare atât de frumoasă cu privire la rugăciune. Este respirația sufletului. În Sfânta Scriptură este un om al căror profil se detașează puțin de cei care au trăit în vremea sa. Enoch. Despre el, un dând inspirat, spune că era atât de chinuit de creșterea stricăciunii celor nelegiuiți și temându-se ca nu cumva necredința acestor oameni să slăbească respectul lui față de Dumnezeu, Enoch a evitat continua legătură cu oamenii și a petrecut mai mult timp în singurătate, consacrându-se. Meditația, rugăciunea, era un mod de viață care devenea din ce în ce mai profund pentru el. Rugăciunea era respirația sufletului pentru Enoch. El trăia chiar în atmosfera cerului. Dar care să fie conținutul rugăciunii? Și ce trebuie să fie el? Aș dori să subliniez un aspect care mi se pare deosebit de important și valoros atunci când vorbesc despre rugăciune. Oricât de mare ar fi nevoia noastră, oricât de frumoase ar fi cuvintele pe care le exprimăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu n-ar avea valoare dacă aceste cuvinte spuse în rugăciune nu sunt exprimate în numele Domnului Iisus. De aceea, aș încuraja și vreau să subliniez aspectul acesta al rugăciunii care nu trebuie să fie exprimată decât în numele Domnului Iisus. Pe temeiul neprihănirii, pe temeiul jertfei sale, cu ajutorul special al său, pe baza promisiunilor sale, folosind autoritatea pe care Domnul Hristos ne-a dat-o, în numele meu. Rugăciunile noastre nu trebuie să fie altfel exprimate, pentru că nu ar ajunge decât niște sonorități pe care Dumnezeu Tatăl nu știu dacă le-ar putea lua în seamă, pentru că doar numele lui Hristos ne dă valoare și numele lui Hristos este cel care Tatăl îl apreciază foarte mult. De asemenea, rugăciunea nu trebuie să fie cu scop egoist. Noi nu trebuie să doar să cerem pentru noi. Ar fi important dacă v-ați înregistra o rugăciune și o să descoperiți în rugăciunea aceea conținutul. O să vedeți că cele mai multe sunt cereri, dăm, fă-mi, totul parcă ar avea în sine un scop egoist. Domnul Iisus spunea, eu însumi mă sfințesc pentru ei. Din cauza aceasta, noi, ceea ce îi cerem lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere și posibilitatea de a da altora. În același timp, când rugăciunea trebuie să fie în numele lui Iisus, cu dorința ca ceea ce primim să dăm și altora,
chiar dacă răspunsul întârzie, trebuie să fim stăruitori în rugăciune. Cât de frumos exprimă Psalmul 50 cu versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului, cheamă-mă. Și întotdeauna răspunsul este mai mult decât așteptăm noi. Este dispoziția aceea a unui Dumnezeu care dorește să intervină în viața noastră. Dumnezeu ne invită să aducem înaintea Lui greutățile noastre, trebuințele noastre, nevoia noastră după ajutorul divin. Din rugăciunile noastre insistente, noi demonstrăm încrederea noastră puternică pe care o avem în Dumnezeu. Iar simțământul lipsurilor noastre ne determină să ne rugăm într-un mod stăruitor. Iar Tatăl Ceresc este atât de mișcat de rugăciunile noastre fierbinți. De aceea, El mai înainte ca noi să cerem, are soluția pregătită. Cu toate acestea, nu este foarte important ca în rugăciunea noastră să-L informăm pe Dumnezeu de toate nevoile noastre și de tot ceea ce înseamnă viața noastră, pentru că El știe. Nici nu este nevoie ca să-I spunem lui Dumnezeu mai multe cereri decât mulțumiri. De aceea, deschiderea gurii noastre, chiar înainte de a fi, trebuie să se realizeze mai înainte deschiderea inimii noastre. Poate prea repede vorbim, exprimăm cuvintele, fără ca inima să simtă nevoia aceasta. Rugăciunea nu este o revărsare doar a minții, ci trebuie să fie o revărsare a sufletului. De multe ori rugăciunea nu este decât un eseu, dar rugăciunea trebuie să fie o conversație. Rugăciunea nu este o poruncă, ci este o mijlocire, este exprimarea unei dorințe. Câteodată strigăm pe Dumnezeu, câteodată atât de mult insistăm cu cererile noastre și în cuvintele noastre, parcă îi poruncim lui Dumnezeu să facă. Noi nu putem decât să-i cerem și prin harul său putem să așteptăm în tăcere și cu credință răspunsul său. De regulă, rugăciunea nu trebuie să scoată în evidență căutările proprii. Ruga personală nu este pentru a fi auzită de oameni. Și Domnul Iisus spune, intră în odăița ta și spune acolo ceea ce este important pentru tine într-un mod intim. Rugăciunea personală trebuie să fie auzită de Domnul și Duhul Sfânt ne-a promis că va șterge toate nepotrivirile. Se va prezenta înaintea Tatălui în condițiile acestea cu o rugăciune perfectă. Oricum ar fi momentul rugăciunii, trebuie să știm că rugăciunea îl aduce pe om în prezența Domnului. Imaginea aceasta este deosebit de importanță, ori de câte ori mă rog, eu stau înaintea lui Dumnezeu. Ori de câte ori mă rog pentru cineva în rugăciunea de mijlocire, îl aduc pe acela înaintea lui Dumnezeu. Și poate că niciodată o rugăciune nu este mai pornită dintr-o nevoie decât în urma citirii Sfintei Scripturi. Pentru că Biblia, când este citită, pregătește mintea pentru rugăciune.